anunțat la cea de-a 6-a ediție Festivalul Concurs Național Hristos a Înviat, organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu în colaborare cu Centrul Cultural Ion Vina, a înregistrat anul acesta un număr mare de participanți. Mai exact, circa 300 de lucrări de pictură și colaj au fost trimise la Giurgiu din toate colțurile țării. Astfel că simesele expoziției sunt de-a dreptul impresionante pentru toți iubitorii de frumos. Avem copii pe diferite categorii de vârstă, 7, 10 ani, 11, 14 ani la școli generale, iar la școli populare de artă pe 4 categorii. Într-adevăr, anul acesta am avut în jur de 300 de lucrări primite atât din județul Giurgiu, municipiul Giurgiu, dar și din țară și, după cum ați văzut, sunt foarte multe lucrări din celelalte județe. Avem peste 10 județe participante. Lucrările vor fi jurizate de profesoarele Petra Șerbănescu și Daniela Cosac, urmând să fie organizată și o festivitate de premiere după Paște, de ziua municipiului Giurgiu, adică pe 23 aprilie, tot în foierul instituției partenere. Cam fiecare an organizăm premierea copiilor și a lucrărilor participante în cadrul acestui concurs. În acest an, premierea va avea loc chiar de ziua orașului, pe 23 aprilie, începând cu ora 12, și așteptăm giurgiuvenii să vină să verniseze lucrările participante și să participe la festivitatea de premiere. Așadar, lucrările cu tematică pascală ale tuturor copiilor și tinerilor talentați din județele Prahova, Brașov, Bistrița, Năsăud, Buzău, Vrancea, Dolj, Argeș, Mureș, Galați și, nu în ultimul rând, Giurgiu, vor putea fi admirate în săptămâna mare, dar și după Sfintele Paști.